Vine Geraldo și așteaptă De Lucas. Primește De Lucas, o minge pentru Dore. Brisso! Putea fi o fază periculoasă, depășit la această fază Davis. Această echipă a Petrolului față de formula pe care am văzut-o în Țara Galilor, minge, lansat acolo, cade Hamza și nu se dictează nimic. Contra, a căzut foarte rău Hamza. Sunt proteste din partea suporterilor, dar și din partea jucătorilor Petrolului. Din păcate, Hamza suferă acolo în careu. Să sperăm că nu este o accidentare gravă, deși, din păcate, un nou jucător al Petrolului primește cartonașul galben pentru proteste, după ce Mustivar a primit mai devreme cartonașul galben. Încă un jucător al Petrolului primește un avertisment. Revedem această fază cu Hamza care se luptă cu Chico și cred că este o cădere totuși prea ușoară a lui Hamza pentru a se evita lovitură de la 11 metri. Nu se poate vorbi a de... A existat contact între cei doi, însă Hamza a căzut că... destul de ușor. Poate aici se vede mai bine. Da, îl lovește în pulpă în spate Chico pe Hamza. Aici se va vedea probabil și mai bine exact piciorul de sprijin de micul Zidane. Bugema trece frumos de tonul centrală lui Bugema. Respinge Pozuelo și acum foarfeca peste poarta lui Younes Hamza. O foarfecă, iată, din afara careului mare. Superbă această mecanică a loviturii lui Hamza. Din păcate, mingea s-a dus un pic peste poarta lui Tremel. Petrolul joacă însă cu totul altfel și promisiunea pe care ne-a făcut-o Cosmin Contra, că vom vedea-o cu totul altă echipă decât cea pe care am... lui Bugema pentru Dore Hamza! Uriașă ratare! Continuă această fază cu o nouă centrare care cade pe plasă și din nou corner. Revedem această fază cu mingea lui Bugema. Acolo o prelungire excelentă reușită de Dore și Hamza reușește să trimită imediat. Revedem ocazia mare a Petrolului cu preluarea lui Hamza. A fost și un pic de hands acolo, însă până la urmă totul s-a terminat cu un corner. Da, mingea a fost salvată totuși din spatele lui Tremel de veteranul. Geraldo este cel care se duce acolo, să Dore cu capul. Dore nu avea însă o poziție favorabilă și zidul este un pic cam avansat. Guilherme se îndreaptă spre balon. Guilherme reține însă Tremel cu Miciu, care trimite excelent lui Donnelly. Să vedem cum ne descurcăm la această fază cu superioritatea numerică a lui Swansea. Donnelly centrează, pară! Swansea cu o minge centrată de Angel Rahel. Cât de bine s-a recreat aici Teixeira. Rămân periculoși de la Swansea cu o minge lucrată acolo în careul nostru. Miciu! Din fericire pentru noi nu reușește șutul decisiv. Acum Bornescu reține și scăpă. Noi revedem această minge. Ce treabă avea tușierul la faza asta, să arate el faultul în atac, pentru că arbitrul Kukulakis era foarte bine poziționat. Revedem această intervenție foarte estetică a lui Bornescu la lobul încercat de Pablo Hernandez. Iată pasa lui Pozuelo pentru Pablo Hernandez și intervenția frumoasă. Absolut fabulos. Aici o demarcare a lui Ki. Sudcoreanul păstrează controlul asupra acestui balon. Mingea lui Ki, situație periculoasă și Donnelly ratează Bornescu, dar până la urmă Donnelly înscrie golul lui Swansea. Nu, este un gol anulat, probabil pentru un hands. Așteptam, noi revedem această fază cu Ki, care a controlat bine și apoi a pasat lui Donnelly. Donnelly reușește să îl depășească acolo pe Alsenat. O primă intervenție excelentă a lui Bornescu și apoi sub privirile lui de Donnelly cu mâna și se anulează golul. Ce pas aici! Hoban! Trebuia să înscrie la această fază. A primit o pasă de maestru de la Younes Hamza. În atac, vedem această pasă de maestru al Teixeira, devierea formidabilă a lui Hamza. Aici Hoban are inspirația. Guilherme n-a fost ăsta la Brisso. Brisso preia foarte bine. Brisso! Întregi partid, o demarcare excelentă din partea lui Brisso. Angel Rahel degeaba cere semnalizarea în offside. Nu a fost poziție neregulamentară la Brisso. Preluare excelentă a cameronezilor adus de la CSKA Sofia și finalizare de maestru a celui care, iată, primește o șansă primul 11. Lumea în picioare. Imediat
imediat după marcarea golului de către... Dar să vedem această fază cu Lama, care din păcate înscrie și este gol regulamentar reușit de Lama. Toată lumea este șocată aici pe Ilie Oană, când toată lumea se bucura pentru golul marcat de Priso. Vine această lovitură a lui Lama, însă nicio fracțiune de secundă fanii Petrolului nu s-au oprit încântat, de parcă nici n-ar fi văzut acest gol al lui Lama. N-am mai văzut niciodată pe un teren de fotbal așa ceva. Fanii nu s-au oprit nicio secundă din cântat, deși Lama, iată, înscrie în poarta lui Bornescu. Formidabilă atitudinea fanilor pentru Bornescu. Păcat însă pentru acest moment de neatenție, Lama se demarcă de lângă alt senat și înscrie în poarta lui Bornescu. Foarte bună și acum Ghierme. Pentru Bugema. Bugema nu reușește să îmblânzească acea minge care ajunge până la urmă la Teixeira. Ghierme centrează pentru Abel Camara. Gol! Iunes! Hamza! Reușesc să se concentreze. Sunt dovezi clare. Două pase de gol pentru Hamza, care pentru nu știu Ghierme. Dacă... Ale lui Ghierme, cer scuze, pentru Hamza. Două pase de gol din partea lui Ghierme pentru Hamza. Nu sunt foarte convins că Hamza a pornit dintr-o poziție regulamentară. Dar revedem această fază. Hamza, toată lumea s-a gândit la o victorie. Camara, Camara și obține lovitura liberă în fața lui Chico. Se execută repede. Chico nu vrea să dea drumul la minge și primește și el galben. Roșu. Da, e roșu pentru Chico. Da, al doilea galben la Chico. Din păcate mai sunt doar 4 minute plus prelungiri, 6 minute probabil până la sfârșit, 7 minute până la sfârșitul acestui meci. Cum prin Teixeira, care șutează, minge ajunge în careul galez, acolo se află Camara, minge scoasă pentru Ghierme, centrarea lui Ghierme și iată un gol care este blocat în ultima clipă. Cei de la Swansea ies pe contraatac al lui Swansea. Minge deviată de Cania, Chico sub presiune, vine Bugema și fură această minge. Bugema mai departe, Abel Camara este în careu. Abel Camara nu are să soluții, pasă în spate, Hamza! Să vedem această centrare, Davis respinge, nu foarte convingător. Camara! Era greu să trimită în poartă această minge, însă el a încercat, a avut curaj portughezul. Camara protejează această minge, al senat mai departe. Vine Ghierme după această pasă a lui Teixeira. Ghierme în fața porții. Mai execută această lovitură de gol, centrarea lui Bugema. Geraldo, Hoban, Hoban! Om! Geraldo, Bugema, Teixeira, Teixeira. Are în stânga spațiu Ghierme, însă nu se uită Teixeira. Minge ajunge la Hoban. Hoban șutează din nou! De lungă însă, încununată cu... victorii importante, una dintre ele la Arnhem, pe terenul echipei